Anul școlar 2017-2018 începe mai devreme ca de obicei. Pe 11 septembrie, elevii sunt așteptați din nou la cursuri. Atât ei cât și profesorii sau părinții trebuie să știe ce drepturi, dar și ce obligații au în cadrul sistemului de învățământ. Nu mai sunt obligatorii uniformele. Elevii pot intra la ore cu telefoanele mobile, dar nu le pot folosi decât în anumite condiții. Profesorii nu pot fi înregistrați în timpul cursurilor, iar părinții care nu își trimit copiii la școală pot fi obligați să muncească în folosul comunității sau să plătească o amendă de până la 1000 de lei. Acestea sunt doar câteva dintre regulile din regulamentul școlar, care vor fi discutate pe larg în reportajul ce urmează. Peste nici două săptămâni, elevii vor începe școala. Noul an are în structura sa 35 de săptămâni de cursuri, iar regulamentul școlar a rămas la fel ca cel adoptat la nivel național anul trecut. Ce drepturi au elevii? Potrivit avocat.net, ei pot cere, în cadrul unităților de învățământ, să le fie recunoscut dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii, precum și la protecția datelor personale. În consecință, sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei este o practică interzisă expres prin statut. Foarte mulți directori țin să creadă că statutul elevului încarcă legislația, ceea ce este total neadevărat, și că ar fi o problemă gravă pentru sistem și că l-am ține undeva în trecut și n-am vrea să evoluăm. Ceea ce am vrut noi prin statut este să ajutăm elevii să aibă acces cât mai rapid către drepturile și obligațiile lor de asemenea, să vadă ce pedepse pot primi. De exemplu, nu poți fi pedepsit în școală pe motiv că n-ai avut o uniformă pe tine. Aici e dreptul tău la imagine, nu poți să fii dat afară din școală, pentru că ai acces gratuit la educație. Orice persoană poate avea acces la educație. Sau consemnarea absențelor ca notă, ca măsură de corecție. Dacă ești obligat din clasă, ai absență în catalog. Nu, e total ilegal. De asemenea, elevii trebuie să fie informați cu privire la o notă luată într-o lucrare înainte ca aceasta să fie trecută în catalog. Ei pot contesta rezultatul primit, fie personal, fie prin intermediul părinților. Conform statutului se poate contesta lucrarea și orice profesor înainte de a trece nota în catalog este obligat să o comunice elevului pentru a vedea unde a fost problema și ce a avut o notă mai mică decât credea elevul cu adevărat. Dacă eu într-un test îi dau chiar 10 și mi-a spus că am 8, pot să merg să discut înainte de a fi nota trecută în catalog, de ce am nota 8, unde am greșit și așa mai departe. Și pot depune contestația. De departe, cel mai discutat subiect a fost cel al telefoanelor mobile. Elevii pot intra la ore cu smartphone-ul, însă îl pot folosi doar dacă au permisiunea profesorului. Mai mult, ei nu au dreptul să înregistreze activitatea didactică fără permisiunea cadrului didactic. Este un bun propriu și poți să-l ai mereu atât când nu-l folosești. Statutul elevului reglementează acest fapt și spune clar că nu-l putem folosi în timpul orelor decât cu acordul explicit al profesorului în scop didactic. Aici, dacă profesorul ne dă voie, putem intra pe internet să vedem o imagine cu ceva. Dacă nu și îl folosim în timpul orelor, putem fi sancționați pentru asta disciplinar, nu luând de telefon pentru că este un bun propriu. Dar în situațiile în care un elev filmează un profesor care are o anumită conduită? Total legal. Putem filma oricând, într-un spațiu public, este o clădire publică, putem filma oricând, mai ales este vorba de o încălcare a legii, cu atât mai mult, legea ne ajută și putem filma pentru a folosi ca probă în instanță. În ceea ce privesc beneficiile, elevii au 50% reducere pentru transportul local în comun și cel național. În mod normal ar trebui să aibă 50% pe transport, dar nu este aplicat aproape deloc. Doar 10 reședințe din țară de județ aplică acest principiu pentru linia de tramvai. Așa a fost și cu CFR-ul. Abia anul trecut am reușit să obținem asta, simultan cu gratuitatea pentru studenți, deși în legea educației apare din 2011, dar nimeni nu respecta asta. Elevii pot primi și sancțiuni, pornind de la observația individuală și până la exmatriculare. Cum și de ce? Din start nu se poate trece absență în catalog dacă nu sunt la ora. Pot fi sancționați dacă denigrează imaginea unui profesor sau unui elev, au un comportament delicvent. Și este vorba de nota la purtare, care este discutată în Consiliul Școlii. Nu poate fi dată doar de director, trebuie discutată în cea, în Consiliul Administrat, unde votează și consilierii locali. Este chemat și elevul pentru a se vedea situația foarte clar, nu este dată o notă dintr-un birou. Și este foarte bine pentru că în Consiliul Administrat există și un elev care poate comunica ce s-a întâmplat acolo cât mai clar pentru ceilalți membri și este transparență totodată. Președintele Consiliului Județean al Elevilor, Justin Jalaboi, a precizat că va merge în toate școlile la începutul anului școlar pentru a vedea dacă regulamentul intern respectă statutul elevilor. Aici, anul acesta, o să ajungem în fiecare școală pentru a vedea fiecare regulament intern și pentru a discuta cu elevii și profesorii, pentru a vedea ce probleme sunt în școala respectivă și cum putem acționa noi ca elevi. Ar trebui
ca în fiecare început de an să fie menționat statutul elevului, să fie citit, pentru că sunt drepturile la același loc și cât mai accesibile pentru elev, într-un limbaj academic cum este SNG Educație, de exemplu. În ceea ce îi privește pe profesori, iată care sunt drepturile lor. Profesorii au, ca și până acum, au dreptul la decontarea navetei, au dreptul, bineînțeles, la concedii, nu au voie să fie filmați la ore, folosirea telefonului mobil este interzis în timpul orei. Elevul are voie să-l aibă la școală, dar nu are voie să-l folosească în timpul orei. Trebuie să stea închis sau într-o cutie special amenajată la intrarea în clasă. Principala obligație a cadrelor didactice este cea de instruire și educație. Totodată ei trebuie să vecheze asupra siguranței elevilor pe tot parcursul activităților școlare și extrașcolare. Mai mult, ei trebuie să înștiințeze instituțiile de asistență socială sau protecția copilului în legătură cu orice încălcare a drepturilor acestora. Profesorul trebuie în primul rând să evalueze obiectiv la clasă elevul, fără a-i cere acestuia anumite avantaje financiare. Acestea sunt excluse. Nu are voie să aplice corecții corporale. Poate doar mustra elevul, se fac o observație scrisă. În ceea ce privește sancțiunile prevăzute de lege pentru cadrele didactice, aceștia pot primi observație scrisă, avertisment, diminuarea salariului de bază și pot ajunge până la desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Mai întâi observația, apoi mustrarea scrisă și dacă situația devine gravă, trebuie mers mai departe cu un raport scris asupra activității și comportamentului respectivului profesor. Și părinții au îndatoriri pentru care pot răspunde în fața legii. Ei încheie un contract educațional cu școala la care aleg să-și înscrie copilul. Părinții, în primul rând, trebuie să-și direcționeze elevii spre respectarea regulamentului școlar, a regulamentului de ordine interioară în școala în care ajung. Trebuie să-i dirigeze să-și respecte obligațiile la clasă și dacă, în cazul părinților care au copii mici, trebuie să-i însoțească până la intrarea în școală. Au voie părinții să intre în școală în orice moment sau când și cum? Părinții au voie să intre în școală în momentul în care sunt chemați de dirigintele clasei sau de profesorul învățător sau în anumite situații speciale, când sunt ședințe. În mod normal, accesul părinților nu este permis în incinta unității de învățământ, în timpul programului. Când se încheie un contract educațional sau se încheie un contract cu părinții și ce cuprinde? Un contract educațional se încheie la începutul fiecărui an școlar, iar în acest contract sunt prevăzute drepturile beneficiarilor direcți, elevii, obligațiile elevilor, obligațiile beneficiarilor indirecți, părinții, și, bineînțeles, obligațiile școlii ca furnizor de educație. În ceea ce privește structura anului școlar 2017-2018, acesta începe pe 11 septembrie și se termină pe 15 iunie și are 4 vacanțe programate. Prima zi de școală va începe pe 11 septembrie, primul semestru se va termina pe 2 februarie, iar ultima zi de cursuri din acest an școlar va fi pe 15 iunie 2018. Elevii din toate ciclurile de învățământ vor avea următoarele vacanțe programate. Vacanța de iarnă va fi între 23 decembrie și 14 ianuarie, cea intersemestrială de pe 3 și până pe 11 februarie, cea de primăvară de pe 31 martie și până pe 10 aprilie, 2018, iar cea de vară și cea mai așteptată de pe 16 iunie și până pe 9 septembrie 2018. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar se încheie în data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a 8-a în data de 8 iunie 2018. În ceea ce privește școala altfel, programul național are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar. Poate fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 și 31 mai 2018, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia școlilor. Astfel, după ce toate aspectele au fost puse la punct, elevii sunt așteptați la cursuri de luni 11 septembrie pentru un nou an școlar.